they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle. Are 42 de ani, se numește Patricia Pop și este jurnalistă. Până aici nimic special, însă ea e prima persoană care a reușit să facă turul României la volanul unui tractor. A devenit cu această ocazie și prima femeie care reușește o astfel de călătorie. Am început cu zona de sud, cu Câmpia Română, Bărăganul, Dobrogea și am parcurs anul acesta 600 de kilometri. Am traversat prin 7 județe, am ajuns pe la 22 de fermieri. A fost o experiență minunată pentru că am avut parte de oameni care au înțeles valoarea acestui proiect și anume că nu este un proiect personal în care Patricia se urcă pe un tractor și se mai muțărește la TV, ci este vorba de un proiect care promovează România. Da? România văzută din tractor, noi putem vedea România sub diverse forme, așa cum noi alegem să fie văzută. Patricia Pop dorește ca prin intermediul proiectului său România văzută din tractor să atragă atenția asupra potențialului agricol, turistic și gastronomic al țării. Acțiunea sa va continua cu un nou tur în 2020, respectiv cu alte zone pe care le va promova. Spun că nu am plecat la drum cu un scenariu, adică nu a fost nimic regizat. Totul a fost foarte spontan. Oamenii nu au cunoscut care urma să fie discuția, tema abordată cu ei. Nu știau întrebările pe care eu urmează să le adresez. În echipa mea n-a fost nimeni cu categoria TR să fi putut conduce tractorul. Da, eu conduc tractorul și eu voi conduce și în 2020. În 2020 o să ajungem în 4 județe. Practic traversăm Câmpia de Vest, ceea ce înseamnă județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Acum nu știu dacă vom ajunge în ultima localitate, acolo unde se agață harta în cui. O să vedem în funcție de traseul pe care o să-l facem. La acest moment, traseul nu este bătut în cuie și nici n-am vrut să fie 100% alegerea mea a tuturor locațiilor prin care noi vom trece, pentru că vreau să las deschis acest traseu, astfel încât fiecare partener de-al nostru să vină cu recomandări.